Din episodul trecut. Dacă ți-am zis, bă, că am luat primarul ăsta toate cadravele de acum 2-300 de ani pe tot, dacă votează și daci cu el. Primarul îi dă omenie, la 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 la. Ce-i mai bun am lucru? Hai, rătare, că mergem și la Crăciun. Am zis că toată mă lucrează. Dacă eu câștig alegerile, tot el face cinste. Șeptarii. Nu se poate așa ceva. Începem războiul în momentul ăsta. Ce s-a mai întâmplat? Leluțul e venit rău. Bă, da mă, dracu. Yes. Leule, Florică, l-a luat pe bebică. L-a luat pe bebică, am văzut cu ochii mei. Un țigan s-a urcat cu el pe cal și a fugit. L-a luat pe bebică, l-am văzut cu ochii mei. Un țigan s-a urcat cu el pe cal și a fugit. Asta am spus și eu. Aolo, mă doare capul. Și ne-au furat și voturile. Anițo, mă cac pe ele de voturi. Ținta este bebică. Cocoș, vino încoa. Am zis că nu o să mai fac chestia asta. Umblu la landa cu coițe. Șoptari cu 14 coaie. Tracțiune integrală. Full. Asta înseamnă că se va produce un masacru. Cam așa, da. Masacru să fie. Mă, cât tupeu să ai să vii să furi de la niște șoptari. Blondule! Ce dracu faci, mă? Blondule! Nu te dracu. Hai, toată lumea pe cali. Dracu să fii tot de blond. Da, lasă-mă, nu. Hai, ia! Hai, fetița! Avem doar o singură regulă. Să facem masacru. Dumitre, da, șef. Cum stai? Carabină, șef. Două cartușe pe țeavă, 36 la mine. Mirule, tu? Pistolar. 1,80 m. Brunet. Zodia Pepe. Carare. Ultra brune, șefule. Muniție, mă. Oh, n-am. Nu merg pe papagal mâncați să-și cu Mutule. Mă. Bravo, Mutule. Dirigu, pensionar pe castă boală. Sunteți măcicați. Șapte coaie la mișto. Prin băieți fac comandul. Ce s-a întâmplat, domn primar? Eu nu vorbesc cu cadavrele, șocuri. Arde, mă, putule, muma! Arde, mă! Bagă-mi foc să fiarbă borșul. De nu fi întrești fără să faci pomeni. Dă-le țuică de vălei. Dă-le slară de ursoaică. Și la popii, dă-le bufoaică. Nu vei avea nicio scăpare, șeptare. Eu conduc orașul ăsta de aici până la București. Merge, baba Cloanțu. Sunt ca o fantomă. Fantome? Nu ne e frică de fantome, bre, că noi suntem difuzați pe Fantom Creativ. Și parte joc de voi, mă, băieți. Blestemați să fiți. Dacă te omor, scap prea ușor. Fă o șeptare. Omoară-mă, Florica. Să o scoatem afară. Florica, și cu bătrânul ce facem? Nu, nu! Nimic! Să mergem! Blestemați să fii șeptarea! Să
să-ți arunce moașa în joc. Ce la cameră? Să te stingi, ardidar focul. Să-ți putrezească norocul. De unul de-al tău răpus. Să vezi cerbul la apus. Unde-i bre, bebic? Ai asigurare la casă, la casă, ai asigurare. Nici asigurare medicală n-ai? Îmi ardă casa, te vă spun. Bre, mai ai 5% la viață, spune-ne odată. Arde munca mea de viață. Trage-mă, 3%. Azi mers prea departe. Ții, bă, și tu ce să-i fac? Ce să-i fac? Ce să-i fac? Ei, a luat-o rast. Tati, rău, trec, ei. Gretche, cel mai bine e să mă duc în camera mea. Ia, să beau un ceai fierbinte, să mă calmez. Să mă calmez la mine în căsuță. Hai, trebuie să mergem. Să mai văd o dată căsuța mea. Lasă-mă să se ducă. Căsuța mea. Să ardă acolo. Ați văzut mă, dracu' baba, mă? Pe Dumnezeu să ierte. Era undercover, mă. Sunt o fantomă. Păi acum chiar e. Dacă e să luăm logic, bebică nu era acolo, deci mai e cineva implicat. Asta trebuie să aflăm. Da. E mafie mare, mă, băieți. Asta e mână de cinciar. Baba era doar de fațadă. Pentru primărie s-au luptat șeptarii și cinciarii. Bă, Nelule, să știi că nu ești prost, bă, mâncați. E mai belită treaba, mă. Înseamnă că e abia începutul ăsta. Trebuie să fim pregătiți de orice. Atenție toată lumea! Poliția regală! Care dintre voi este Florica? Nu vă aud. Tu ești tinere? Eu sunt Florica. Aha, nu prea pari. În portretul robot, fața lui Florica semăna cu un cur mare. Și eu sunt Florica. Aolo! Și tu ai față de cur sau cum? Vă rog să folosiți un limbaj adecvat pentru un polițist regal. Ok. Deci avem 3 Florici până acum. Bănuiesc că dacă vă întreb pe toți de aici, pe toți vă cheamă Florica. Da. Păi atunci e simplu. Eu am mandat de arestare pe numele Florica. Prin concluzie, asta înseamnă o să arestez pe toată lumea. Eu sunt Florica. Pe mine mă doare în cur de legea ta. Nu pup în cur pe nimeni. Și nu muși pe nimeni de cur. Decât să fac înțelegeri cu voi, mai bine îmi bag un deget în cur. Presupun că e mai corect așa, decât să dau cu curul în stânga și în dreapta. Băi, nea Floric, ce s-ar de cur în sus așa? Recunoaște, strângi din cur de frică. Crezi că umblu după curul tău așa? Doar niște găuzari ca voi sunt în stare să facă măcelul de aseară. Și ați venit doi înșa? Practic ai venit cu mâna în cur. Ai mers prea departe, Florica. Te mănâncă în cur și o să te scarpin. Eu spun, te joci cu curul pe la puța de florată. Curând și foarte curând, cururile voastre de orfan vor fi tăbăcite. Șeptare, auzi? Niște orfan boschetar, vai dă curul vostru. Taica Dumnezeu să-l ierte, când aveam o problemă, îmi spunea așa. Băi, e purceaua moartă în coteț și cu pui în burtă. Acum eu aș adăuga ceva. E și cu curul în poartă. Adică e belită să mă iertați. Da, uite, la asta nu m-am gândit. Mie nu mai îmi vine nimic în cam. Nu mai am nicio idee. Tu mai ai? Aș mai avea câteva. Ia mișcă-ți mata, curul ăla bășinos, înapoi de unde ai venit. Ca să nu vă găurim cururile alea împuțite. Păi ce vrei? Și cu sula în cur și cu sufletul în rai? Eu zic să gândim cu cap, nu cu cur. N-a fost bună, dar nu mai am. Mai vrei? Avem milioane de idei. Ce dracu a fost în mintea ta? Ai venit aici cu un pârțar lângă tine? Așteptare acasă. Mă, cât tupeu să ai, mă, mâncațeșcă. Ce dracu ai pe fața aia, mă? Am avut vărsat de vânt când eram mic și nu știu ce dracu, dar mi-a rupt bubele și mi-a rămas... Bă, ăsta-i țigan, mă? Bă, tu ți-i țigan aici, mă? Băi, arestează-i pe toți imediat! Arestează-i, arestează-i! Ia-mi după mine, țigane. Ne întoarcem noi. Lăsați-i să plece. Belită? Am deflorat, da. Trebuie să ne mișcăm către București. Am informații despre o casă destul de măricică într-un sat numit Tătărești, chiar lângă București. Băi, să fie. Și acum îmi spui, mă, Nelule. Mai trebuie să rezolvi niște chestii.
am niște cunoștințe pe la curtea regală, direct în amplurajul lui Carol. Bine, bă, nenuțule, ia-l pe cocoș și pregătește locația. Ia vezi, mă, carane, că sare cârlanul pe iapa mea, mă, și în căldură, hai. Nenule, regula 18. Hai grijă cu băutura pe acolo. Hai, mă, ce vă uitați la mine, începe să strângeți. Hai, cuțit, 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 de trei ori te-am ascuțit. Pe pietroaie la Ferrari, pe cotor scrie șeptar, bă. Lucrezi, Lucamilo. Sunt fugar, tu-ți viață de șeptar.